Nu e mic, clar. S-a dus. Nu știu. Asta era. Mai insistăm. Deci, n-au trecut 3 minute. Ții și mă lasă de fără. Nu, să nu. Dacă fugi, te glumești cu el. Da, s-a dus barbeta la el. Da? S-a dus, da, da. S-a dus barbeta. Este, 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 este. Este și nimic. Hai, oprește-te. No. No. Bă, dar deloc nu vrea să oprească. A, e mare asta. Mi-a luat jumătate fir de pământ. Nu. Mama, am furat la maxim. Tot, tot, tot. Trebuie să strâng la maxim, dar nu. Deci efectiv se vede tamburul. Se vede tamburul. Nu știu. Nu. Nu. Nu se poate. Se vede mono de pe tambur. 130 de metri. Mai sunt 10 metri, 120 de metri. Nu! E enorm asta! Nu mai pleca, dacă mai pleacă... Deci dacă mai pleacă odată așa, rămân fără fir. Mama mea! Nu, 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 nu!
Asta e nor. Hai de mine, Doamne. Nu, nu. Nu mai pleca. Nu mai pleca. Nu mai însim la dreapta. Mai însim mâna dreaptă. Haide mine. Am mai recuperat puțin fir, dar tot mult. Cred că l-am la 100 de metri. Dumnezeu! E enorm asta! Dacă scot peștele ăsta, cred că e record pentru mine. Mi-am recuperat jumate de tambur. Chestia că aici am o agățătură. Mare rău, mare rău. Hai la mane. Dacă ăsta e mare, clar că e mare. Nu trebuie să mă grăbesc. Asta a fost o situație care e bine să ai mult fir pe tambur. Departe.
Dumnezeule. Simte că se apropie și... Chestia că aici am o agățătură. Dacă nu intru în agățătura aia, n-am nicio șansă. Să nu fie ce cred eu. Să fie de coadă. Să fie prins de coadă. Nu. Poate de-aia a plecat așa violent. Vai. E de coadă. E de coadă, mă. Păi acum nu scoți, n-ai cum să scoți. Oh. Na. De coadă n-ai cum să scoți. N-ai cum. Wow. E de coadă. Să nu-mi sară vobdărul. E periculos să se rupă pielea și să sară vobdărul. Prieten, măcar ce dați, eu încerc, dar e grav. Mama mea. Măcar vi-l arăt așa, are 2 metri. Deci e enorm, dar nu pot să-l scot. Cred că nu pot să-l scot. S-a lucat pe aici pe bolovan. L-am rănit puternic de coadă. Vedeți? Aici are 2 metri. Are 2 metri. Dar n-ai cum să-l scoți. Când pleacă ăsta, frate. No. No, iară. No. Aici un unghi aiurea, să nu rup lanseta. No. Păi cât e de mare, ce păcat. Cum să-i bag eu astea mână în gură? N-ajung la el. Cum să te iau, măi, frate? O să mă aud. Asta e. Am altă pereche în mașină. Nu?
Nu? Dumnezeule, să-mi dau pe aici trântul meu. Mi-am prins degetele aici, în fir. Incredibil, prieten. Incredibil, prieten. Am reușit să-l scot peste 2 metri de coadă. Nu-mi vine să cred. Are, nu știu. Le liberăm. Le liberăm. Ia uitați cât e. Super. 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 Îi mulțumim frumos. Uite, uite. Îi mulțumim frumos. Hai. Vai, vai, vai. Nu plec. Și-a plecat. Yes! Yes, 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 yes! Prietene, asta a fost partida de astăzi. L-am prins pe ăsta superb, am avut drill-ul vieții mele. Prins de coadă, 206 cm. La fel ca am mai prins unul tot așa de 206 cm, se pare că nu trec de talia asta, dar ăsta de coadă, nu, am crezut că are 2 metri 40, 2,50. Mi-a luat aproape tot firul de pe molinetă, cred că mai aveam 3-4 metri de fir și deja vedeam nailonul, deci am mono, am vreun metru de mono pe tambur, după care am nod și începe textilul. Și deja vedeam nailon, nu aveam 3, 4, 5 metri de deci efectiv la limit, am fost la limit. Am 130 de metri de Power Pro 041 pe molinetă. Dar uite că am reușit. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Ne vedem la următorul clip și nu uita, hai cu mane la pescuit.